Totul începe în ziua în care ovulul mamei întâlnește spermatozoidul tatălui tău. La 4 săptămâni, creierul tău mic începe să se formeze. Epidemiologul David Barker spune că în timp ce ne dezvoltăm în pântecul mamei, primim vederi din lumea exterioară. Aceste vederi ne spun dacă lumea este periculoasă sau sigură, dacă hrana este multă sau puțină. Fără să știm altceva, învățăm din aceste mesaje. Haideți să urmărim împreună ce experimentăm și învățăm în pântec din perspectiva fetusului. Luna 1. Doar 24 de ore de la concepție. Toate informațiile genetice sunt deja prezente într-o singură celulă. De la culoarea părului nostru până la potențialul talent de pianist. Apoi ne divizăm din nou și din nou. După aproximativ o săptămână, călătorim de la ovare la uter, unde suferim marea diviziune, împărțindu-ne în două. O jumătate care va deveni ființa noastră, iar cealaltă jumătate formează placenta, care ne aduce hrană, oxigen și prin care eliminăm rezidurile. Până în săptămâna a patra, ne-am dezvoltat într-un mic organism care crește la o rată de 1 milion de celule pe secundă. Coloana noastră vertebrală, inima și creierul sunt acum clar vizibile, chiar dacă suntem de mărimea unei semințe de mac. Luna 2. În jurul săptămânii 4-5, inima noastră începe să bată și suntem de 10.000 de ori mai mari decât în momentul concepției. Este un punct crucial în dezvoltarea noastră neurologică, deoarece creierul nostru crește cu aproximativ 100.000 de celule per minut. Dacă mama noastră consumă alcool și droguri sau trece prin stres ori traume extreme, creierul nostru în dezvoltare poate fi afectat. Acest lucru poate cauza probleme când vine vorba de calcul matematic la școală sau chiar schizofrenie după 40 de ani. Dacă mama se menține sănătoasă și poate să se relaxeze, creierul nostru poate să se dezvolte la capacitate maximă. În această perioadă suntem cât o smeură. Luna 3. La începutul lunii a treia, începem să reacționăm la stimuli. Simțul mirosului se dezvoltă și expunerea la toxine ne poate face să avem o reacție neplăcută de disconfort. Creierul continuă să crească foarte repede. Urechile noastre încep să se formeze și în curând putem auzi bătăile inimii și vocea mamei. Deși suntem încă destul de mici, avem îndeajuns spațiu de mișcare în burtică. Pântecul mamei noastre devine un fel de teren de joacă senzorial. Învățăm să ne mișcăm brațele, să întindem degetele, să zâmbim sau chiar să ne sugem degetul. 75% dintre noi începem să preferăm să folosim mâna dreaptă. Acum suntem cât o lămâie. Luna 4. Capul nostru reprezintă aproximativ jumătate din dimensiunea totală. Învățăm să dăm cu piciorul, să urinăm și să înghițim. Papilele noastre gustative se dezvoltă. Dacă mama mănâncă o varietate largă de lucruri, învățăm să apreciem diferite gusturi și devenim mai puțin mofturoși mai târziu. Dacă primim nutrienți insuficienți sau slabi, ne adaptăm fiziologia pentru a ne putea dezvolta cât mai eficient. Acest proces se numește programare fetală. Unii cercetători au descoperit că aceasta poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitate, afecțiuni cardiace și diabet în viitor. În această etapă suntem de mărimea unei roșii mari. Luna 5. În timp ce mai devreme vocea mamei suna înăbușit, acum începe să devină mai clară. De asemenea, trecem printr-un important puseu de creștere și începem să ne dezvoltăm dinții, primele fire de păr, unghiile, sprâncenele și genele. Devenim mai activi pe zi ce trece și ne bucurăm să ne întindem mușchii încă mititei. Pe măsură ce ne zvârcolim, dăm cu piciorul și ne întoarcem, mama începe să ne simtă mișcările. Dacă ea răspunde, învățăm că pentru fiecare acțiune există o reacțiune. Am ajuns de dimensiunea fructului dragonului. În timpul lunii a șasea, un indicator major al dezvoltării creierului începe să fie recognoscibil. Cortexul cerebral se divide în două emisfere, dar este o lună interesantă și pentru ochii noștri, care se deschid pentru prima dată. Chiar dacă vedem doar contururi, începem să reacționăm la lumină. Unii spun că e bine dacă mama ne duce să simțim razele soarelui. Începem să învățăm diferite expresii faciale simple, cum ar fi formarea unui zâmbet. Probabil învățăm să comunicăm pentru momentul în care ne vom naște și când vom vrea să ne împărtășim sentimentele.
Acum am ajuns la mărimea unei conopii de mici. Luna 7. Începem să dezvoltăm intervale regulate de somn și de veghe. Părul de pe cap este acum vizibil și dinții noștri de lapte s-au format sub gingii. Când ne auzim mama vorbind, putem răspunde cu o bătaie crescută a inimii și prin mișcare. Unii cercetători afirmă că acum începem să învățăm limbajul, ascultând vocile din exterior. Deoarece odată născuți, pare că avem o preferință implicită pentru limba maternă a tatălui și a mamei. Dacă ne-am naște acum, am avea o șansă de supraviețuire de aproximativ 90% și am avea mărimea aproximativ a unui ananas. Luna 8. Acum ne comportăm ca un nou născut. Creierul nostru este funcțional și sistemul nervos este pregătit să înfrunte lumea senzorială. Plămânii noștri sunt aproape complet formați și exersăm respirația inhalând lichid amniotic. Acum petrecem aproape tot timpul dormind, poate visând la viitorul nostru apropiat. În pregătire pentru naștere, majoritatea dintre noi ne-am întors deja cu capul în jos. Pentru a trece prin micul orificiu de la capătul tunelului, oasele noastre și craniul sunt încă extrem de maleabile. Doar sistemul nostru imunitar este încă în fază incipientă. De aceea, vor trece multe luni după naștere, până când gardienii noștri interni ne pot proteja în totalitate sănătatea. În această etapă am atins mărimea unui pepene. Luna 9. În această ultimă lună, continuăm să ne exersăm abilitățile motorii și să dăm din picioare. Când mama noastră râde, mănâncă dulciuri sau bea un ceai rece, am putea avea o manifestare entuziastă de genul săritului în sus și în jos. Dacă am avea capacitatea de înțelegere a lucrărilor de cercetare, am putea spera că mama noastră ne poate aduce pe lume printr-o naștere naturală, care ne protejează oferindu-ne un sistem imunitar mai puternic pe tot parcursul vieții. Puzzle-ul compus din ceea ce este dobândit și ceea ce este înrădăcinat începe să formeze o imagine mai clară a caracterului nostru. Cel mai important element lipsă va fi adăugat în copilăria noastră timpurie. La sfârșitul celor 9 luni, atinge mărimea unui jackfruit. După multe ore de muncă grea, vom fi întâmpinați cu entuziasm în această lume. Unii dintre noi vor fi luați imediat pentru diverse proceduri de control și pentru baie. Dar dacă avem noroc, vom petrece mai întâi ceva timp cu mama noastră. Dacă suntem așezați pe burta ei, ne vom cățăra instinctiv la sânul ei și apoi ne vom arăta abilitățile de subt. Acest lucru ne face fericiți, sătui și în siguranță. Lucru care pune bazele fundației pentru toate învățăturile viitoare. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.